Vedetele s-au întrecut în extravaganțe la poate cea mai tare petrecere de anul acesta. Un eveniment de gală care s-a ținut într-o zonă de lux a capitalei. Acum întrebarea e, cât de extravagante sunt persoanele pe care le vedem mai mereu la TV sau pe internet? Sunt în tematica petrecerii. Ești o persoană, ești o femeie extravagantă? Nu, acasă în general nu, dar la astfel de evenimente mai trebuie. Pare așa fetiș, nu? Am această geacă supradimensionată de la un designer român și aceste cizme, platforme. Noroc că am fost tot timpul condusă ca să nu mă împiedic să nu cad. Și cam atât. Mă duc acasă, mă dezbrac, mă îmbrac în pijamale și mă așez lângă fetițele mele. Andreea Bălan punctează și la capitolul vacanțe extravagante. M-am întors din America Express, am stat o zi acasă, deoarece eu când am primit telefonul acolo, le-am și zis, vine mami acasă, vă aduc jucării și mergem la mare. Eu n-am apucat să ajung acasă bine, că fetițele mele aveau deja bagajele făcute la ușă, că mami ne duce la mare. N-aveam nimic bucuit, dar n-a contat. Am bucuit, a doua zi am stat o noapte acasă și a doua zi am plecat în Bulgaria. Și a fost o vacanță foarte frumoasă, am stat 12 zile sau 15 și a fost foarte, foarte frumos. Îmbrăcată cu o bluză prin care s-a văzut tot, Alexandra Ungureanu a părut că joacă rolul de ispita petrecerii. Tu ai ales o ținută extravagantă, nu? Tu ce zici? Eu zic că da. Extravagantă și mie. Ai grijă unde faci, Zoom. Da. Designer român pe care l-am purtat și în acea competiție de stil. Extravaganța mea în seara asta ar fi un sexy pe care nu-l abordez foarte des și e o ținută care mă definește pentru că are un aer de mister, deși se vede destul de mult prin ea, dar e frumoasă, are și acest element de glam cu aceste mărgele cu sute și cu firul ăsta strălucitor, asimetria asta superbă. Da, cred că mă încadrez în dress code-ul acestei seri și mă simt și foarte bine în ea, că de obicei ținutele astea de evenimente sunt foarte stiff, așa, știi, mi-a zis că ești îmbălsămat, împăiat, dar eu mă simt foarte bine. Ai mai purtat astfel de ținute? De ce, așa transparentă? Mai rar! Artista e judecată pentru ținutele pe care le poartă. Mai primesc reproșuri pe paginile mele de social media că prea mă îmbrac. Îmi plac cu siguranță volumele, îmi plac croielile oversize, mă reprezintă, îmi plac rochiile maxi, acelea foarte lungi și voluminoase. Dar din când în când o transparență așa delicată, glam, e binevenită. Una peste alta, Alexandra e o femeie fericită și împlinită, aparent pe toate planurile. În cel profesional, de pildă, a apărut o noutate. Am venit în lume, m-am făcut superbă, mă simt bine. De când ai mai ieșit așa la un eveniment cu atât de multă lume? Nu prea mai ieșit, să știi că nu am prea fost în București pe vară, am călătorit destul de mult. Am avut și cântări, am avut o felul de proiecte pe zona asta de travel, de promovarea României. Sunt foarte multe locații faine care s-au deschis și mă cheamă oamenii, mă duc. A început lumea să mă întrebe când vor, uite, am nevoie 6 persoane, vreau o cazare așa cu piscină infinită sau piscină încălzită sau cu muntele nu știu cum sau... Și din locațiile pe unde am plimbat până acum, pot să le dau câteva indicații. Dacă vor să ducă bine, dacă nu, nu. Nu mi-au comision. Coborâm de pe scena artistelor și ajungem în zona femeilor care au mare succes pe internet. Valerie Lungu a fost surprinsă vorbind și râzând cu Zani, ceea ce alimentează zvonurile conform cărora ei ar avea o relație. În plus, Basarabeanca a surprins și cu noul ei look. Dress code-ul acestei gale este... extravagant. Și tu ești? Extravagantă din punctul meu de vedere. M-am bazat pe faptul că este toamnă, dar e cald în același timp și atunci, dacă mi-e cald, am scos paltonul de pe mine și mă duc să fac și eu o baie în piscină. Și am scos paltonul, da. Că e foarte cald. Valerie mărturisește că a avut parte de... cea mai frumoasă vară ever. În viața ta? Da, da. Acum nu știu cum o să fie vara viitoare, dar asta a fost cea mai frumoasă. Da, ce a făcut diferența față de celelalte veri? Probabil atitudinea mea și cum
privesc eu lumea, probabil asta a schimbat totul și cumva că m-am pus eu prioritară în toate, din toate punctele de vedere. De mai pomenite, probabil este să pierd un avion în timp ce sunt agresată în aeroport. Pe bune? Da, exact. Nu, eu zic că viața mea este un amalgam de situații. Atunci când, de exemplu, întârzi la avion și trebuie să mă duc cu tot cu bagaj de cale de 32 de kilograme direct la gate și să mă rog de ei și să mă uit așa cu ochișorii. Please, I want to go home. Please, can I go? Cât de lungă a fost vara, atât i-a fost și vacanța. Vai, Doamne, am fost și în Londra, am fost și în Ibița, am fost și în... în Italia, multe locuri am vizitat, da. Dar viața ta e așa ca un carusel al distracției, pentru că te tot învârți, te tot învârți și ajungi într-o altă destinație și încă o destinație și așa mai departe. Viața se face așa cum îți dorești tu și dacă vrei tu neapărat să faci chestia asta, faci tot posibilul. Eu nu pot să stau locului. Următoarea replică a moldovencei e cel puțin interpretabilă. Viața este de a vizita toată lumea și nu a sta neapărat într-un singur loc. Și mai ales cât suntem tineri, trebuie să experimentăm, să explorăm, nu? Sau mai bine zis, până vine un bebe. Ioana Vișenescu a strălucit la propriu. Nu este definiția extravaganței, dar este modul meu de a mă îmbrăca extravagant, pentru că și deja că nu-mi place să epatez neapărat prin ținute, mi le aleg cu grijă și trebuie să se potrivească stilului meu. E super basic ținuta mea, bocaș, pentru că stăm la un garden party pe jos, după cum vezi tu, e iarbă și nu ai fi putut, nu merg tocurile, evident, sau dacă avem niște tocuri foarte, foarte mici, un sacou statement, o geantă, părul wet look și cam atât. Ce înseamnă asta în ore de pregătire? 45 de minute. Scuză-mă, cât ai spus? 45 de minute. Mi-am făcut baie. Mi-am făcut părul, l-am lăsat ud, evident, și mi-a pus câteva produse, m-am machiat în jumătate de oră, m-am îmbrăcat în 10 și am fost gata. Și ea are ce povesti când vine vorba de extravaganțe? Am făcut sporturi de-astea de apă, m-am dat cu mașina pe raliu, deși mi-e foarte frică de viteză, îmi place viteza, dar mi-e foarte frică să conduc eu când am viteză și mi-e foarte frică în general de circuit, dar aș face asta și cu o mașină de Formula 1 pentru că îmi place. Și da, mi-ar fi plăcut să pot să sar cu parașuta, dar uite, de asta n-am curaj. Am cântat pe scenă la Sibiu singură, în mijlocul nopții, doar eu și doi bodyguards care păzeau scena și câțiva prieteni. Dar mi s-a părut o mișto. Așa. Deci ai cântat așa, pentru tine. Bineînțeles. Laura Stoica, vreau să am steaua mea. Faceți loc că vine nașa, nașa! Nici să dansezi, nu știu, să știți. Hai mă, ești rușinoasă, ești rușinoasă. Pentru prima oară când îi stric și eu interviul Ioanei, pentru că ea prea se bagă în interviul meu. Și-a durit toată viața. Așa că stau și eu aici frumos, vă mulțumesc. Nu, hai gata, te las aici pe tine cu Adi. Sensi a făcut o mică simulare înainte de nunta pe care o are programată la finalul lunii. Părerile sunt împărțite. Unii zic că sunt mireasă, alții zic că sunt păun. Votați! Ești o mireasă păun. Eu am zis că vreau să mă îmbrac în mireasă, pentru că este ceva extravagant, dar am fost acum 2 ani tot la evenimentul acesta, acum 2 ani, și am zis, bă, nu pot să mă îmbrac tot în mireasă. Am zis, hai, semi-mireasă. În 2 săptămâni sunt doamna Sensi. Și îți schimb și numele. Bineînțeles. Cum să te numești? Sensi. Doamna Sensi. Ha, doamna Sensi, ok. Așa îți schimb și Instagram-ul? Da. Dar cum ar fi? Vezi că nu e ideea rea. Deci gata de nuntă, nu? Da. Mă încap pe mai sunt. Ok. Am făcut pregătire. Ai fost la sală înainte? E, da. La sala de mese am fost. Ai alergat după cumpărături? Da. Ai alergat după tramvai? Da. Ai alergat după băieți? Câteodată. Înainte! Înainte să fii nevastă. Da, înainte să fiu, să aleg. Miruna Milu a venit la petrecere aproape la fel cum îi place să apară în filmele pentru adulți. Ținuta mea este sexy ca de obicei, cât mai goală, să se vadă cât mai mult. Evident, cu fundul pe afară. Mi-a fost închis contul de Instagram, m-am poze prea mișto. Nu
lumea mă urăște pentru chestia asta. Însă asta nu împiedică să creeze în continuare conținut interzis minorilor. Când am fost în Grecia, am făcut un film cu o prietenă, mi-am pus o mască de rechin și ne-am alergat pe plajă, pe plajă am făcut filmul. La un moment dat era și un om care pescuia și se uita așa la noi, nu înțelegea ce se întâmplă, pentru că eu aveam masca de rechin. A fost ceva foarte amuzant și chiar a fost foarte plăcut. Cât despre capitolul fantezii sexuale... Am făcut tot ce se putea face, cred. Îmi place foarte mult ideea de roleplay, să vii cu ceva nou, locuri publice. Miruna e în continuare bombardată de mesaje, chiar și din partea persoanelor publice. Primesc în fiecare zi, dar nu-mi permit să vin să îi dau în gât aici, că sunt oameni cu familie și nu vreau să mă bag să stric o familie cu copii. Și-a dorit de mică să fie actriță, iar visul i s-a îndeplinit. Va juca în filme XXX. Dacă am început în industria asta și am ajuns la un nivel totuși pentru România este foarte mare, nu vreau să mă opresc aici, vreau să ajung cât mai sus. Vreau să devin milionară, dar nu în România, în America. Acolo oamenii sunt mult mai deschiși aici, uite, și pentru că am rochea asta, lumea se uită la mine așa și pun semne de întrebare. Dar acolo toată lumea e mult mai deschisă. Toată lumea se uită la filme porno, dar nimeni nu recunoaște. După atâtea femei cu ținute și povești extravagante, trecem la un bărbat care iubește să soarbă din aceeași cupă a excentricității. Pentru mine mi se pare ceva simplu, pentru că deja asta e stilul meu. La orice eveniment cam așa apar. Dar pentru alții nu este simplu, pentru că toată lumea mi-a spus, wow, frumos, chiar a respectat tema. Acum nu știu, dacă am aminte ei, vă mi și eu. Este un pantalon simplu, bine simplu, putut în pietre și cu o bluză. Și cu niște lansuri, pietre. Bassam conduce o mașină de peste 100.000 de euro, dar traficul îi pune părul pe bigudiuri. Este foarte dificil Bucureștiul. Nu știu dacă în alte orașe așa dificil. Mi este foarte dificil pentru că oamenii nu înțelege. În momentul în care eu am acest semn de începător sau mămăligă, cum se spune în românește, ei trebuie oarecum să mă ferească de mine, să se dea la o parte că sunt începător și trebuie să înveți. Nu, ei înveți. Sta în fundul meu și claxon, știi? Ok, eu sunt vai de capul meu. Și tu, care ai experiență atâta timp, tot ești vai de capul tău, ai chestia asta. Oamenii sunt răutăcios. Mă vede în ce mașină sunt și zice, uite, în Panama e începător și are așa mașina, dau un claxon, poate intra pe un perete sau într-un tramvai, dar nu. Pentru că odată am zis la cineva, dacă mai enervez, urc pe el. Și mai aveam puțin și urcam pe el, mai aveam puțin și facem accident. Dar nu era vina mea, era vina lui. La ceartă nu mă trece nimeni, a început să țip sau ură, adică... Licorile lui Bahus se le lasă rece pe Bassam. Eu mă distrez fără alcool, rezist fără alcool, tot lumea mă întreabă de ce stai atât mult la muncă, cum se rezistă atât mult la muncă și să fac petreceri. Unii m-au întrebat, te droghezi? Nu, eu nici nu beau să mă droghez. Nu, este problema că trebuie să ai ambiții. Totul pleacă de aici. Acum am un motiv, când cineva vrea să ofere băutura, să nu stă să mă doare capul, că stați puțin, că nu beau, că rerige, că nu știu ce. Nu, zic, eu sunt cu mașina și am scăpat.